Asta. Apropo de aceste proteste, de aceste apeluri, domnule profesor Dungaciu, făcute de cei din Hamas, 3 zile de proteste și vin și reacții din partea Uniunii Europene, consecințe majore în ceea ce privește securitatea din întreaga Uniune Europeană, adică inclusiv pe noi ne privește asta. E o componentă acestui război, dincolo de partea militară, care partea militară, deocamdată în momentul în care vorbim, stă într-o imposibilitate, pentru că e foarte greu să faci două lucruri contradictorii în același timp. Atunci când negociezi, ca să eliberezi ostaticii, trebuie să negociezi cu Hamasul, ca să elimini Hamasul, trebuie să-i ucizi. Cum poți să negociezi cu cei pe care vrei să-i ucizi sau cum poți să-i ucizi dacă vrei să negociezi cu ei? Din punctul ăsta de vedere, suntem într-o situație imposibilă, evident că Hamasul știe asta, toată lumea știe asta. Acolo lucrurile sunt blocate până când decizia politică, care e cumplit de grad, nu se va fi luat. Doi, tot ce se întâmplă acum cu Hamasul, care comunică. Iertați, în dimensiunea militară mai trebuie să adăugăm și un lucru, să nu sărim peste acest aspect. Vin valuri de rachete dinspre Hamas, înspre Israel. Cum după 20 de zile Hamas încă mai atacă în valuri? Asta este o problemă care iarăși trebuie să o avem în minte. Trei, chestiunea civilă, așa zic, nu e civilă, este militară. Pentru că oamenii când ies din stradă pun presiuni pe guvernele lor. Aceste guverne din Orientul Mijlociu niciodată n-au avut, sau rare ori au avut, chestiunea palestiniană în prim plan. Au fost guverne pragmatice care au negociat cu toată lumea pentru propria siguranță și bunăstare. În acest moment, populațiile ajung să pună o presiune în așa fel încât până și Arabia Saudită, care urma să încununeze acordurile vizate, construite de președinte Donald Trump, Arabia Saudită se raliază acestor proteste. De ce? Pentru că nici măcar acei lideri nu pot să reziste presiunii. Ei, când acești lideri încep să reacționeze la unison, apare marea dilemă. Ce se va întâmpla dacă distinția dintre șiiți și suniți în Orientul Mijlociu va fi mai puțin relevantă, inclusiv strategic, decât distinția între musulmani și non-musulmani. Asta este marea problemă spre care se duce acum în acest moment Orientul Mijlociu și dacă se ajunge, Doamne ferește, la o asemenea evaluare, o bipolaritate din această năprasnică, sigur că va fi în discuție statutul statului Israel și cei care acum temperează și negociază, în special America, ei știu asta. Și ei știu că dacă, Doamne ferește, să ajunge ca statul Israel să lupte din nou împotriva tuturor, singurul actor care poate salva statul Israel este America. Ori decizia de a intra în război în Orientul Mijlociu a Americii este una teribil de complicată, din rațiuni militare, dar și rațiuni politice. Suntem într-un an de reparație. Și pare că exact asta jorește Iranul acum și o să vedem imediat o amenințare. Citez, Statele Unite nu vor fi cruțate. Asta spunea ministrul iranian de externe. Imediat